O familie de români stabilită în Germania și-a pierdut cei 7 copii. Le-au fost luați de protecția copilului pe motiv că ar fi fost abuzați chiar de către părinți. Băiatul cel mare s-a plâns de relația cu părinții și a spus că frații lui mai mici ar fi bătuți acasă. Părinții spun că n-au greșit cu nimic. Drama familiei a scos oameni în stradă în România. Cazul pare tras la Indigo după cel al familiei Botnariu. Camelia și Petre Furdui sunt doi români care s-au cunoscut în Spania, s-au căsătorit, iar ulterior s-au stabilit în Germania. Au împreună 7 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 15 ani. Spun că și-au crescut copiii în spiritul principiilor creștine, iar problemele au început să apară în luna aprilie a acestui an, după ce băiatul cel mare s-ar fi plâns că nu are o relație prea bună cu părinții, care i-ar fi lovit pe frații lui mai mici. Protecția copilului din Germania a deschis o anchetă și a luat minorii de acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim celor din Târgoviște, din Ploiești! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Zeci de persoane au protestat în piața Universității din București în semn de sprijin față de aceștia. Cei mai mulți nici nu-i cunosc. Eu am crescut într-o familie creștină și știu cât de valoroase sunt învățăturile creștine. Îmi doresc ca familia să fie reîntregită, așa cum ar trebui să fie. Copiii să fie lăsați în familie și copiii să aibă parte de această unitate. Familia trebuie să fie împreună. Cunoscuții se plâng de anchetă și spun că durează prea mult. Între timp, copiii cei mari sunt la cămin și cei mici la asistenți maternali, iar părinții îi pot vedea doar după un program strict. În mod abuziv, Jugendamt, instituția de protecție a copiilor din Germania, i-a luat pe cei 7 copii în mod abuziv, fără să fie anunțați mai dinainte, din motive neîntemeiate. Sunt în Germania, sunt triști, suferă de două anotimpuri din luna aprilie. La protest a fost prezentă și familia Bodnariu, care a trecut printr-o situație asemănătoare. Cunoaștem cazul familiei Furdui foarte de aproape. Am fost în legătură cu ei din a doua zi, adică 27 aprilie. Simțim cu ei de toată inima și dorim să-i primești înapoi copiii, la fel ca și noi. Mulțumim lui Dumnezeu că da, a avut grijă de noi și copiii sunt bine, ne-am integrat într-o comunitate foarte frumoasă. Da. Și copiilor le place. Proteste asemănătoare au avut loc în mai multe țări din Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite. Oamenii spun că vor continua să iasă în stradă dacă cei mici nu vor reveni în familie.